Dar cu cine ai făcut copilul? Cu tatăl. Cu fratele, adică? Da. Păi și nu știați că nu e voie, că nu se poate? Nu se poate, dar uite dacă așa s-a declarat, că nu mi-l dădea din spital. Cei doi frați locuiesc împreună cu părinții lor și cei trei copii într-un bordei din localitatea Adam Clisi. Sunt săraci și lipiți pământului. Femeia în vârstă de 36 de ani a născut ultimul copil acum 3 zile și l-a declarat drept tată pe fratele său. Abia atunci medicii au sesizat incestul și părinții celor doi și vecinii știau de relație. Ea e degeaba, dacă ei nu judecă, nu... Eu m-a ales, ea cu el ca el, dar ea să judece. Ea se ducea noaptea peste ei, doarme 7-8 într-o cameră. Vă dați seama, și am întrebat noi, dar cum s-a întâmplat, ce făcea maică ta în timpul ăla? Zice, păi sforă ea. Că dormea. Dormea. Eu anul ăsta am auzit că e cu el. Și a spus ea, a recunoscut ea. Mai mulți membri ai familiei, printre care și tatăl copiilor, suferă de afecțiuni neurologice. Polițiștii constanțeni fac acum cercetări. Cercetării cu aspectul săvârșirii infracțiunii de incest. Cazul a ajuns și în atenția Direcției de Protecție a Copilului Constanța, care a început o anchetă. Mama riscă să fie decăzută din drepturi și să își petreacă următorii 7 ani în închisoare.